Scrieți frecvent mesaje sau vă jucați în exces pe telefon, laptop sau tabletă, atunci mare atenție! Puteți suferi de dureri ale gâtului, spatelui sau brațelor. De aici și până la complicații la plămâni sau inimă mai e foarte puțin, avertizează medicii. Încă de la grădiniță, copiii sunt învățați să stea corect pe scaun atunci când scriu sau citesc. Odată cu înaintarea în vârstă, aceste deprinderi se uită însă repede, mai ales în rândul celor care folosesc frecvent tehnologia. A crescut numărul de utilizatori de telefoane mobile, au crescut și problemele de sănătate pe care acestea le creează. Poziționarea greșită a corpului în cazul celor care folosesc telefoane mobile, tablete sau laptopuri poate dezvolta o afecțiune numită text neck. Primele semne includ întinderea capului în față, umerii curbați, brațele care atârnă pe lângă corp și spatele încovoiat. Poziția ideală în care pot fi folosite gadgeturile presupune să aveți ambele picioare pe podea, spatele drept, capul pe spate, menținând urechea în aceeași linie cu umerii. Practicarea unui sport în mod constant poate ajuta. Asta dacă nu doriți să renunțați la tehnologie.